Salut! Marian Hurduca sunt și te invit pe IQDigital.ro ca să aflăm împreună totul sau cel puțin tot începutul poveștii cu business intelligence sau cum să iei decizii inteligente de business. Iar pentru asta vin cu trei experți pe care ți-i arăt imediat. Ei sunt... Salut! Sunt Ștefan Vrabie, specialist RPA la Agranda și vreau să văd cu cine mă voi duela astăzi. Salut! Sunt Adrian Dragomir, fondatorul platformei de business intelligence Termene.ro. Mă duelez la IQDigital.ro cu roboții și cu softurile de curierat. Softuri de curierat? Nu. Platforme de management al livrărilor pentru companiile din e-commerce, pentru cele care au nevoie să estimeze cum performează firmele de curierat. Marian? Nu, chiar nu mai am nimic de zis. Ei sunt și pe ei îi găsiți pe IQDigital.ro. O să fiu arbitru. Salutare și bine că m-am regăsit din nou pe ecranele voastre. Mulțumesc, George. Suntem într-un departament care nu e neapărat departament, dar este vital și în engleză îi spune business intelligence. Am încercat să-l traduc, n-a ieșit, nu prea sună bine și nici nu prea este inteligență de business, dar cu siguranță ceea ce discutăm noi acum despre business intelligence este ceea ce o să vă ajute pe voi, cei de acasă care aveți un IMM, să luați de acum încolo decizii inteligente de business, nu pe flair, nu pe feeling, nu că așa face toată lumea. Am experții lângă mine, sunt trei la număr, o să-i prezint repede și apoi o să-i invit pe rând să-și facă prezentările, adică viziunea lor asupra transformării digitale, ca să beneficiem de acest business intelligence pentru decizii inteligente. Îl salut pe Adrian Dragomir, care este fondator Termene.ro. Salut, salut, Mariam. Daniel Nicolae de la InnoShip. Te salut, Marian. Mulțumesc pentru prezență. Și Ștefan Vrabie, Agranda. Bună, Marian. Să trecem la treabă și, Adrian, hai în locul meu, susține prezentarea. Mulțumesc, Marian. Dacă discutăm despre business intelligence, discutăm în primul și în primul rând despre date și cum anume ne ajută datele să avem un business mai predictibil, mai replicabil și, de ce nu, chiar mai scalabil. Și ce este mai important într-un business dacă nu cash flow-ul, da? Acea cifră, acea informație care ne spune care este disponibilitatea de numerar într-o companie. Companiile nu dau faliment pentru că rămân fără vânzări sau pentru că rămân fără profitabilitate. Companiile dau faliment pentru că rămân fără cash flow. Și modalitatea pe care eu o recomand ca să ajungem să discutăm despre un cash flow în cadrul companiei sau procesul pe care îl recomand are trei pași. Primul pas ar fi să colectăm datele. Ce înseamnă asta? Să, folosim Excel sau eu, de exemplu, folosesc un instrument care se numește Power BI, un instrument de business analytics, care se conectează la toate sursele de date ale companiei, extrage acele informații și mă ajută pe mine să iau decizii. Deci voi colecta date din departamentul de contabilitate, din fișierele cu bugetele companiilor, dar pentru că discutăm de cash flow, cash flow este de fapt o estimare în viitor, pe 12 până la 36 de luni, cu privire la, cum spuneam, fluxul de numerar, încasări minus cheltuielile companiei pe care le estimăm. Asta înseamnă că trebuie să facem și predicții, deci vom colecta date, dar vom face și predicții. După ce am colectat aceste informații, ceea ce trebuie să facem, și aici avem un exemplu de surse de date, este un grafic extras din Power BI-ul pe care eu personal îl folosesc. Ceea ce fac aici este, cum spuneam, să mă conectez în toate bazele de date unde găsesc informații cu privire la cheltuielile, veniturile, estimările de cheltuieli, cu privire la salariile pe care urmează să le acordăm în următoarele luni, prime, bonusuri și așa mai departe. Toate sunt în aceste surse de date. După ce am extras toate aceste date și urmează etapa de standardizare. Ce înseamnă standardizare când lucrăm cu date? Înseamnă că dacă aduc anumite date dintr-o sursă de date și aceste date sunt de tip dată, vreau să mă asigur că din toate sursele de date acest câmp se standardizează, adică peste tot folosesc aceeași modalitate de a mă uita la acest tip de informație. Știu că poate părea un pic complex, dar credeți-mă, nu este. Sunt foarte puține standardizări de care aveți nevoie. Eu am enumerat doar trei dintre ele: data, currency-ul, moneda, pentru că vrem să știm dacă lucrăm cu cifre, dacă aceste cifre sunt de tip currency, de tip monedă, da? Euro, lei, dolar și așa mai departe, și
câmpurile de tip procent la fel sunt importante atunci când lucrăm cu un fișier de tip cash flow. Deci am avut colectarea de date din toate sursele disponibile. A doua etapă este cea de standardizare a informațiilor, după care intrăm în etapa de analiză. Ce înseamnă analiză? Înseamnă că începem să ne uităm la informații, începem să vedem. În primul și în primul rând ne uităm dintr-un punct de vedere empiric. Au sens informațiile astea? Sunt greșeli în ele? Chiar dacă nu săpăm în profunzime, ne uităm din punctul nostru de vedere, care inițial va fi într-adevăr subiectiv, pentru că cel care creează cash flow este și cel care cunoaște compania cel mai bine. Trebuie să ai imaginea de ansamblu cu privire la tot ceea ce se întâmplă în companie și cu privire la ceea ce estimezi că se va întâmpla. Deci facem o analiză de date, ne uităm la ele să vedem dacă au sens, dacă sunt logice, după care ne uităm de la vârfuri. Căutăm să vedem anomaliile în informații. Pot să vă spun că am un exemplu. An de an se depune la Ministerul Finanțelor bilanțul companiilor. Da? Și în cadrul acestui bilanț sunt unele informații, inclusiv cifra de afaceri a companiei. Și nu există an în ultimii 7-8 ani în care să nu avem firmă care depune aceste informații într-un mod eronat. Și am avut anul trecut un exemplu cu o companie de IT undeva din Bucovina, care avea 100.000 de angajați, câteva miliarde sau mii de miliarde cifre de afaceri, o profitabilitate de 3 ori mai mare decât PIB-ul României. Deci ceea ce vom face va fi să ne uităm după aceste anomalii și să le verificăm, să vedem dacă sunt corecte sau dacă nu cumva avem niște probleme în sursele de date, după care ne întoarcem și analizăm acolo. De unde vă luați voi datele astea despre care tot povestești? Povestesc imediat, o să ajungem okay. În cea de-a doua parte, o să povestesc despre sursele de date, despre companiile și ceea ce face Termene cu aceste date și ce înseamnă Termene când vorbim de business intelligence. Datele financiare de la Ministerul Finanțelor, acolo unde sunt publicate în fiecare. Bun, deci al treilea lucru pe care îl facem și pe care îl recomand este să comunicăm. Deci am extras informații, le-am analizat, le-am structurat, le-am verificat, ne-am asigurat că sunt așa cum trebuie. Ultima etapă este cea de comunicare. Acum, dacă noi suntem decidenții, trebuie să ne uităm și să avem grijă să nu interpretăm datele în modul în care ne dorim să le interpretăm. Este o vorbă în industria de analiști, data analyst, care spune că poți să faci datele să spună ce poveste vrei tu. Vrem să nu facem acest lucru, vrem ca informațiile cu care lucrăm și pe care le furnizăm mai departe să fie cât mai obiective cu putință. Și așa arată un cash flow. Și de ce am pus acest grafic? Pentru că în ultimii ani am fost implicat în câteva companii din postura și din rolul de consultant și pun mereu această întrebare. Zic, aveți un cash flow în companie? Și răspunsul este inevitabil, întotdeauna da. Nu am întâlnit până acum antreprenori care să-mi spună că nu lucrează sub cash flow sau că n-au auzit de cash flow. Și când vine următoarea mea întrebare și întreb, ok, poți să-mi arăți graficul? Se ia un pic de pauză și se întreabă, care grafic? Păi zic, graficul, cash flow. Cash flow este o linie. Cum vedeți, este o predicție. Da? Care este fluxul de numerar în viitor? Păi nu, că urmează, că o să-l facem peste o săptămână, două, trei, o lună. Deci așa arată. Nu știu dacă vedeți mai devreme, din câte surse de date am cules informații, aici vorbim de foarte, foarte multe surse de date, iar la sfârșit toată această muncă doar ca să obținem un grafic atât de simplu. Acum, bineînțeles că există strategii de data design, astfel încât în momentul în care vrei să prezinți informații, să poți să captezi atenția celui care se uită la date într-un mod cât mai rapid și să se focalizeze pe ceea ce vrei să comunici. Eu nu am mai făcut acest lucru aici, l-am pus doar ca și titlu de exemplu. Bun, și acum să ajungem la subiectul despre care Marian m-a întrebat mai devreme. Eu am fondat o companie, sunt cofondator unei platforme de business intelligence, îi spunem noi, acum 8 ani de zile cât de curând, care ce face? Culege informații despre toate companiile din România, din toate sursele de date disponibile. Asta înseamnă că ne conectăm la peste 20 de surse de informații, extragem informațiile de acolo, le structurăm, cum v-am povestit mai devreme, dar la noi structurarea este mult, mult mai complexă, le analizăm, tragem chiar și niște concluzii, după care le comunicăm utilizatorilor noștri, discutăm de peste 120.000 de companii din România care folosesc această platformă, lună de lună. Bun, acum, cum vă spuneam, în România sunt 820.000 de companii care depun bilanț an de an. Tot numărul real de companii înființate este mai mare. Sunt undeva la 1,3-1,4 milioane, fără să discutăm de PFA-uri, I-uri și așa mai departe. Doar societățile comerciale, SRL-urile și SA-urile intră în această categorie, dar din aceste 1 milioane și ceva, doar 820.000 au depus bilanț anul trecut. Ce înseamnă asta? Că și-au declarat indicatorii financiari la Ministerul Finanțelor.
30.000 din aceste companii au cifră de afaceri mai mare de 1.000.000 de euro. Acum, ceea ce fac eu acum este că vă dau și niște informații, dar vă dau și niște informații secundare care să vă ajute în analiza datelor. Deci din cele 820.000, în România avem doar 30.000 de companii care au cifră de afaceri de peste 1.000.000 de euro. Asta este piața căreia ne adresăm dacă lucrăm, dacă suntem într-un segment B2B. Din cele 30.000, doar 3.700 au profit mai mare de 1.000.000 de euro. Deci am șanse să fiu milionar. Ai șanse. Destul de mici. Dar există șanse să devii milionar în România. Dar nu peste noapte. Pentru că ce se întâmplă? Numărul companiilor care reușesc să genereze profit constant, și nu trebuie să faci profit 1.000.000, poți să faci profit 500.000, 300.000. Dacă îl faci constant 3 ani de zile, în 3 ani vei ajunge la 1.000.000. Dar dacă vrei profitul ăsta peste noapte, într-un an de zile, asta este statistica. Și pot să vă spun că aici companiile care au peste 10 ani vechime sunt cel puțin 85% dintre ele. Deci ca să ajungi aici au trecut 10 ani. Ca să poți să ajungi este în exact postura asta. Exact povestea lui celor 10 ani din spatele succesului de peste exact, noapte. Exact, exact. Sau celor 10.000 de ore. Exact. Da? Dar sunt corelate. Bun, deci 3.700 de companii. Acum, suntem pe subiectul de business intelligence, cum extragem date, cum ne analizăm. V-am dat exemplu cu cash flow pentru că am vrut să fie un exemplu util pe care să-l înțeleagă toată lumea când vine vorba de business-ul lui. Când vine vorba de o platformă de business intelligence, folosim exact același mecanism și același proces. Extragem date, avem 18 surse de date în România cu astfel de informații. Problema este că nu există API-uri. Singurul minister care are un API cu informații publice este ministerul ANAF-ul, da? Care are un API foarte bun și pe care vă recomand să-l folosiți dacă nu aveți niște nevoi mai complexe și atunci e mai sănătos să veniți la noi. Dar celelalte surse sunt PDF-uri, Excel-uri, JPEG-uri, poze și așa mai departe. Este o muncă, o bătălie continuă de a extrage informațiile din aceste documente, de a le identifica, de a le mapa, de a le centraliza, de a le standardiza sub un identificator unic și acesta este cuiul de identificare. În total lucrăm cu peste 200 de tera de informații. Deci când aduni atât de multe informații timp de ani de zile, ajungi la un nivel de asemenea complexitate. Trebuie să spun că avem chiar un data center în care am investit peste 1.000.000 de euro la începutul acestui an ca să ne ajute să lucrăm cu aceste date. 600 de tabele MySQL. Cei dintre voi care sunteți un pic în zona tehnică, vă dați un pic seama de complexitatea de a gestiona acest număr de tabele. Iar aici este, cum spuneam, în partea de comunicare, deci am extras informațiile, le-am introdus doar în tabele MySQL, se folosesc foarte multe baze de date. Ajungem să afișăm o chestie atât de simplă. Numele unei companii, cuiu și niște informații extrem de importante. Aici intrăm în data visualization un pic. Cu verde, dacă cumva acolo nu era în funcțiune sau nu era plătitoare de TVA, această companie schimba culoarea, ar fi apărut cu roșu. Avem și o interpretare, vorbeam de date și nu doar de comunicare, dar și de interpretare. Avem niște algoritmi care procesează aceste informații și dau și o notă, un risc comercial companiilor. Asta te ajută în momentul în care verifici un partener de afaceri. Această notă îți spune instantaneu dacă sunt sau nu sunt semne de întrebare cu privire la această companie. O notă scăzută, o notă de 5, de 6, se schimbă, apare cu roșu și este un indicator că ceva nu este în regulă acolo și ar trebui să fii atent. Cifrele de afaceri, cum vă spuneam, le extragem de pe site-ul Ministerului Finanțelor. Aici avem cifra de afaceri pentru anul trecut și profitul pierdere. La fel, discutăm de data visualization. Culorile se vor schimba în funcție de creștere sau descădere. Și mai avem un grafic, cel mai complex grafic pe care le avem noi în platformă și cel mai greu de generat. Aici vedem o relație, o caracatiță, cum îi spun utilizatorii noștri, cu toate firmele care au legătură cu firma pe care ne o verificăm, cu toate persoanele. Unde mai sunt aceste persoane, asociații, administratori, cu ce alte companii mai au legătură? Este graficul cel mai puternic din platforma noastră. Pot spune că acest grafic a generat business-ul și este instrumentul principal pe care îl folosesc, cum spuneam, cele peste 120.000 de companii pe care le servisăm. Cam asta ar fi despre date. Din punctul meu de vedere, business intelligence înseamnă analiza datelor, interpretarea datelor, comunicarea datelor și luarea deciziilor în funcție de date, lucru pe care îl recomand cu toată puterea, pentru că altfel nu putem construi business-uri. Business-urile avem nevoie să le construim într-un mod rațional, fără emoție și doar uitându-ne și analizând date. Vă mulțumesc! Atât din partea mea, predau ștafeta următorului expert din această seară, Daniel. Mulțumesc, Adrian! Astăzi o să povestim despre puterea datelor în piața de curierat și cum ele influențează creșterea pieței de e-commerce.
Pentru a înțelege mai bine lucrurile despre care urmează să vorbim, o să vreau să facem un pas în spate și să ne uităm pentru puțin timp cum evoluează piața de e-commerce din România și cum ea este așteptată să evolueze accelerat în perioada următoare. Avem creșteri de peste 30% în unii ani, precum și creșteri de peste 10-15% în anii de după creșterile accelerate, precum anul 2020. Această creștere vine totuși în cascadă cu o putere mare de volum peste piața de curierat. Vorbim de curieri care cresc într-o formă accelerată în ultimii 10 ani și sunt așteptați să crească și ei accelerat, precum crește piața de e-commerce. Ce ne așteptăm totuși să vedem? O dublare a pieței de curierat în anul 2025 și mai apoi o altă dublare în anul 2030. Un număr așa mare de colete care trebuie livrată la clientul final, acasă sau în soluții alternative, nu este ușor de gestionat. Astfel, ne vom afla și suntem astăzi totuși în 15 curieri majori care operează traficul din România, însă ne așteptăm să crească numărul acestora, fie că vorbim de jucători noi care vor vrea să acapareze o parte din această piață, fie că vorbim de jucători care se vor specializa în regiuni, în servicii de curierat și mai apoi în soluții alternative, precum în dezvoltarea rețelelor de locare sau puncte fixe. Ne gândim oare ce se întâmplă cu experiența de livrare și de ce marile magazine online, marketplace-urile în predominanță, oferă o experiență bună cumpărătorilor atât de la range-ul de produse, preț, până la cum livrează produsul repede și îl țin pe client informat pe parcursul livrării. Toate lucrurile astea fac ca acești jucători să înțeleagă puterea datelor din spatele performanței curierilor și cum pot înțelege din aceste date care este cel mai potrivit curier pe care să-l folosească atunci când au o comandă și ea trebuie livrată la client. Numai prin o dimensiune de peste 1 milion de comenzi pe zi, poți să înțelegi ce se întâmplă și cum performează fiecare curier în fiecare regiune în parte. Este interesant însă să analizăm un comportament al pieței de curierat, dezvoltarea rețelei de locare. Este astăzi accelerată de unul dintre jucători. Însă aș face o paranteză și aș vrea să vă invit să vă gândiți un pic cum se întâmplă această creștere a rețelei de locare comparativ cu creșterea pieței din telecom. Probabil, cum mulți dintre voi știți, sunt multe antene de telecom pe stânga și pe dreapta când parcurgi un drum județean. Nu este deloc benefic pentru consumator pentru că, de fapt, acoperă aceeași rețea, însă sunt doi jucători. Invitația mea pentru companiile de curierat este să dezvolte rețeaua de locare împreună și să nu facă aceeași greșeală pe care companiile de telefonie mobilă au făcut-o la începuturile dezvoltării rețelei și unde au investit în aceleași asset-uri deservind aceiași clienți. Este probabil un aspect delicat pe care vor trebui să-l discute, dar un aspect care le va aduce beneficii majore în timp și clientului o mai mare satisfacție vis-a-vis de modul cum primește comanda printr-o rețea accelerată de locare care se dezvoltă. Ce se întâmplă cu firmele de e-commerce? Ele sunt în situația de a oferi o calitate cât mai mare. Companiile mici și mijlocii, cele pe care astăzi le adresăm, sunt cele care sunt cele mai provocate. Ele nu au 1 milion de tranzacții pe lună, ele nu pot înțelege performanța curierilor la nivelul la care mari jucători din e-commerce o înțeleg. Însă, totuși, simt pe pielea lor atunci când un curier nu performează și când nu ajunge comanda la timp. Ce fac în situațiile astea? Tot timpul schimbă de la un curier la altul sau lucrează cu mai mulți. Încearcă să găsească curieri specializați pe servicii, cu acei curieri care să poată să le ofere o calitate mai bună. Lucrând cu mai mulți, ești în situația de a pune o balanță între preț și calitate, de a înțelege cum și să analizezi ce să faci mai departe când vine vorba de următoarea comandă și să eviți orice cost care ar putea apărea când trebuie să implementezi un nou curier. Sunt o parte din retailerii care astăzi sunt în comunitatea InnoShip, o comunitate care strânge peste 120 de clienți și care înglobează 1 milion de comenzi în fiecare lună. Într-un milion de comenzi înțelegem cum performează firmele de curierat. Efectul de comunitate pe care l-am creat și inteligența datelor din spate îi ajută atât pe cei mici să înțeleagă cum performează curierii, cât și pe cei mari. Chiar și cel mai mare client al nostru înseamnă până în 8% din total trafic. Așadar, și cei mari se bucură de o amploare mare a datelor și analizelor, precum și cei mici. Invităm companiile mici și mijlocii să se înscrie și să își deschidă un cont pentru a înțelege cum performează și cum pot beneficia de aceste date. Este simplu, nu costă nimic și mai presus de tot, dezvoltăm piața de e-commerce într-o formă accelerată în care puterea datelor face diferența. Acestea fiind spuse, îi predau ștafeta următorului expert, Ștefan. Mulțumesc, Daniel. Sunt Ștefan, am lucrat aproape 4 ani la UiPath și am trecut acum la Agranda, cred că primul partener UiPath din România. Și vreau să încep cu colegii mei cu o întrebare. Când credeți că au apărut primele vehicule autonome?
când a apărut și primul autovehicul. Are dreptate, Marian. În 1920, de fapt, au fost experimente și apoi în anii 60, 70, 80. În anii 80, de fapt, s-a vorbit foarte mult despre vehicule autonome, pentru că era, bineînțeles, sci-fi, the space race, cursa spațială și așa mai departe. Nu puteau, totuși, din punct de vedere tehnologic, să ajungă la performanțele de astăzi, ale vehiculelor de astăzi. Erau discuții despre cum să adăugăm balize magnetice în șosele, să semnalizăm diferite semne de circulație, benzi și așa mai departe, ceea ce, bineînțeles, era absolut imposibil. Astăzi se poate, dar vom vorbi despre automatizare, pentru că RPA, sau Robotic Process Automation, de fapt, cred că este cel mai ușor mod de a explica ce face. Este un autopilot pentru un calculator, fizic sau virtual, care conduce postul de lucru singur. Preia mouse-ul și tastatura și îl conduce singur. RPA e mai mult decât atât. E, de fapt, și un vehicul în sine pentru a livra transformarea digitală, pentru a integra diferite sisteme, diferite tool-uri, diferite softuri, interfețe, date, fișiere, facturi, PDF-uri și așa mai departe, algoritmi, machine learning, inteligență artificială, OCR, practic tot ceea ce vedeți acum în prezentare, pot fi integrate folosind RPA. Și aici avem un exemplu, un robot pe care îl folosim, care se cheamă Rosie, care de fapt se conectează la o platformă, la Google AdWords, descarcă rapoarte, prelucrează informațiile, extrage performanța campaniilor de marketing, generează o factură, iar la sfârșit trimite un e-mail cu factura către client. Practic, asta înseamnă automatizarea proceselor. Procesele repetitive, procesele manuale, care sunt ușor de explicat acestor roboți, pot fi conduse singure, pot fi conduse automat, folosind RPA. Câteva exemple de procese care pot fi automatizate. Agregarea de date, căutări, calificare de prospect, actualizări baze de date, studii de piață, exact ceea ce povesteai, Adrian, despre toate informațiile pe care le prelucrați și le agregați, e ceea ce, ceva ce poate face și RPA-ul, sarcile administrative, raportări, facturi mai ales. Deci absolut tot ceea ce are un volum considerabil, repetitiv și manual. Noi credem că tot ceea ce poate fi automatizat va fi automatizat, pentru că este vorba despre timp. Tot timpul acesta petrecut cu sarcini repetitive și manuale poate fi câștigat de către angajații unui IMM sau unei întreprinderi și mai mari, tocmai pentru a le oferi șansa să transforme experiența lor în business intelligence. Mm-hmm. Și acum aș vrea să ajut pe cei care ar vrea să înceapă să automatizeze procese folosind această tehnologie cu câteva sfaturi sau câteva erori pe care le-am văzut de-a lungul timpului la Agranda. Încercăm să transformăm digital o companie și să automatizăm procese, dar vedem lucrul acesta strict tactic și nu strategic la o scară mai largă. Un subiect foarte sensibil este strict un proiect de IT sau este un proiect inițiat de business care nu va implica deloc IT-ul, în ambele variante nu va funcționa. Și cel mai important lucru, cum alegem procesele pe care le putem automatiza. Și aici trebuie să alegem procese repetitive. Nu orice proces poate fi automatizat și chiar dacă poate fi automatizat, e bine să aplicăm regula 80-20. Aceasta a fost prezentarea mea. Sper că automatizarea să vă ajute să câștigați timp. Cam atât din partea mea. Marian? Mulțumesc pentru legătură, cum i-am promis și lui George. Am grijă și de a ta. Am ajuns aproape de finalul acestui panel, nu e neapărat panel pentru că acesta nu este un format de eveniment, să-i spunem, este un segment care se regăsește cu siguranță și în planurile voastre de viitor pentru IMM-ul vostru, pentru afacerea voastră, fie că este mică, fie că este medie, pentru că informațiile pe care le-ați auzit aici v-au făcut cu siguranță curioși. Înainte să tragem concluziile pe care eu mi le-am notat după prezentările voastre și după discuțiile pe care le-am avut, aș vrea să vă întreb pe fiecare câte ceva, puteți răspunde fiecare dintre voi, puteți să vă și încurcați dacă aveți cum. Voi toți integrați datele și prin API?
Da. Da? Da, da. Se poate. Da. Ok, și eu scump un astfel de tool? Depinde de unde le integrezi sau către cine le furnizezi. Sau ce trebuie să faci cu datele în proces. De exemplu, în cazul nostru, noi colectăm toate aceste informații în acea formă total nestructurată, dar avem clienți, în special sectorul bancar sau sectorul oil, unde suntem furnizori oficiali pentru multe dintre companiile de acolo, care au nevoie de date prin API într-un anumit format. Și atunci există o procesare pe care am făcut-o one-time, de tipul set and forget. Din ce am înțeles, la voi, la Inno, și practic este o comunitate de companii care prin traficul pe care îl generează pe platformă dau beneficii și celui mai mic și celui mai mare, pentru că e un soi de împărtășire de cunoștințe. Practic e un BI combinat, e un fel de Power Rangers acolo, din câte înțeleg. InnoShip la bază este un tool de automatizare. Prin comenzile pe care fiecare companie de retail le automatizează, sau mai degrabă, alocarea comenzilor pe firmele de curierat și automatizarea acestui proces, ținând cont de multipli parametri, performanță, rată de retur, cost sau chiar numărul de zile de livrare, transformă un volum mare de date procesat într-un pool de date suficient de puternic pentru a profila cum performează companiile de curierat și a traduce asta într-o valoare foarte mare, atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici. N-am putea spune că este un Facebook care controlează și are conținut multiplu de la prea mulți, însă pe de altă parte este o comunitate de business care acumulează date într-o verticală mai puțin evaluată astăzi, viața și companiile de curierat în sine, și mai apoi valoarea lor tradusă în puterea de decizie pentru companii mai mari sau mai mici. Ce mi se pare mie foarte interesant pe ceea ce faceți voi, și spun interesant pentru că nu găsesc în momentul ăsta un cuvânt suficient de puternic ca să exprime ceea ce cred că faceți voi. Voi faceți ordine, practic, în piață cu BI-ul vostru, care de fapt este un tool, un software as a service, care dă tuturor niște beneficii, adică nu este nimeni care să piardă acolo. Și mi se pare fascinant să reușești să faci un produs de genul ăsta care să ajute pe toată lumea. Da, plecăm efectiv de la clientul final. Clientul final este cel care comandă și consumă mai mult e-commerce. El are nevoia de a fi servit bine și repede. Să poți să faci asta, tu, magazin online, ai nevoie să înțelegi cine este curierul care ar putea să facă asta. Curierii în sine sunt suficient de implicați în volumul de comenzi și invadați de volumul de comenzi, încât oricât de mult și-ar dori, nu pot să o facă la fel de bine tot timpul. Și prin ceea ce facem noi, în momentele în care ei superformează în anumite zone, nu mai primesc, într-adevăr, ar putea fi privit pe de o parte un dezavantaj că nu mai primesc comenzi, pe de altă parte este un avantaj pentru că le oferă timp să se repoziționeze, să găsească soluții operaționale prin care mai apoi să performeze. E adevărat că deschide piața, așa cum ai spus și tu, le oferă șansa altor jucători să intre, să vadă vulnerabilitățile celorlalți și să ofere servicii complementare. Practic e transparență. Asta s-ar întâmpla în Web 3.0, cel pentru care ne pregătim acum, și vorbește despre blockchain. Aia se va întâmpla până la urmă. Îți mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Ștefan, implementez un RPA. În cât timp îmi scot banii? 90% din proiectele RPA sub 6 luni, chiar mai repede. Nu e un cost foarte mare din punct de vedere al tehnologiei și al implementării, și dacă procesul a fost bine selecționat și era într-adevăr un proces foarte cu un volum mare de date și cu un timp de execuție mare, atunci ROI-ul e foarte, foarte rapid. Mi-a atras atenția acea dilemă pe care o aveai tu cu IT, business. Înțeleg că, de fapt, în implementarea unui proces de automatizare de roboți are o piedică fix din partea departamentului de IT de obicei? Depinde cine a inițiat procesul. Este un proiect software. Deci, dincolo de toată magia, e un produs software. Roboții sunt, de fapt, un soft. Ei trebuie învățați ce să facă, ce decizii să ia, cu ce componente să interacționeze. Dacă IT-ul pornește procesul, pornește inițiativa de automatizare, de obicei sunt mai puține fricțiuni decât dacă partea de business pleacă de la nevoile lor, de fapt, pentru că ei sunt clienții.
ei spun că nu reușim să procesăm facturile, nu reușim să procesăm plățile la timp, nu reușim să procesăm concediile și așa mai departe. Și atunci ei merg către IT. Ar trebui să lucreze împreună. Asta e varianta cea mai bună, indiferent de cine inițiază. Și bănuiesc că și procesele birocratice sunt cele care pun, pun o piedică, nu neapărat piedică, ci fac acest proces să tărască puțin mai greu. Da, de obicei dezvoltarea în sine durează mult mai puțin decât durează practic tot ceea ce înseamnă birocrația internă într-o companie mare. Aș sfătui IMM-urile să se gândească să automatizeze cât mai mult din ceea ce fac, cât mai repede, cât sunt încă mai mici, înainte să crească. Ok, și cu ocazia asta o să trec la concluziile pe care mi-aș dori să le ia toată lumea acasă. Prima dintre ele este că RPA-ul sau automatizarea procesului cu roboți poate fi epicentrul celorlalte procese de transformare digitală. A doua, datele spun starea reală a afacerii tale, dar și a partenerilor tăi actuali sau viitori, și asta am înțeles-o de la Adrian Dragomir. Iar ultima idee cu care mi-ar plăcea să plecăm de la acest debate este că datele generate de comunitate ajută la nivel individual. Cu cât traficul este mai mare pe o platformă precum InnoShip, spre exemplu, cu atât este mai ok pentru business intelligence. Am zis bine, da? Absolut. Perfect. Mulțumesc pentru validare. Vă mulțumesc vouă pentru că ați fost alături de noi și în această discuție despre business intelligence. Sunt ferm convins că v-am deschis apetitul pentru transformare digitală, pentru digitalizare și pentru a căuta informații mai multe ca să înțelegeți cum poate crește business-ul vostru și fără să mănânce jeratic. Marian Hurduca sunt eu. Ne vedem în următorul departament, că digitalizăm absolut tot. Am preluat legătura doar cât să vă spun că IQ Digital continuă pe iqdigital.ro, unde vei găsi resurse importante și utile de know-how de la experții pe care i-am adunat pentru tine. E vorba de know-how numai bun pentru realitatea din România, nu de aiurea. Intră pe iqdigital.ro, abonează-te la canalele noastre de social media, fii la curent cu ce noutăți are George pentru afacerea ta și experții adunați în proiect. Numai bine!